Calea mântuirii și crucea de purtat e grea, ori de-ar fi ea mai ușoară, n-ar mai fi puțin pe ea. E greu de a spune adevărul, că acest pământ plin de minciuni, de-ar fi crucea mult mai ușoară, n-ar fi așa de rece bun. E cu îndoială în luptă mare, când te uiți spre ce nu vezi, dar de-ar fi mai ușoară crucea, n-ar fi așa de greu să crezi. Ale vieții răni sunt multe, pentru cel slujit ales, deci am vrea să rând mai puține și nu bătuți așa de des. E greu să urci crucea în sus, când ești lovit și pălbuit, dar dacă ar fi ușor de dus, n-ar fi atât de răspătit. Dar veșnicia e răsplata pentru omul credincios, dacă calea ar fi alta, n-ar putea chiar Iisus Hristos. Pe calea gustă e o luptă și sunt puțin pe ea ce merg, la urmă cei ce nu renunță în veșnicie vor intra. Nu te întrista crezând că singur ai mai rămas luptând, plângând, sunt mii și mii a cei ce zilnic sfârșesc războiul triumfând. Tu nu-i cunoști, ci numai Domnul cunoște lupta pe a Lui, că ai rămas singur în luptă, asta nici când să nu o spui. Căci Domnul nu își părăsește nici lupta, nici cuvântul Său. Mai e puțin și oastea sfântă o să-L învingă pe cel rău. De cred în Dumnezeu și luptă, fără frică credincios și îngrijorările le lasă toate în seama lui Hristos. Amin.